cuțucu. Ah, da, da, da. Alex. Sunt Mihai Băcanu, președintele Asociației Dizabilitate și Prietenie și împreună cu mulți colegi și amici am inițiat acest eveniment extraordinar în contextul zilei de 3 decembrie, ziua internațională a persoanelor cu dizabilități, zi care are o încărcătură extraordinar de importantă la nivel național și internațional. Mesajul zilei de astăzi este efectiv pentru o mai bună cunoaștere și înțelegerea situației dizabilității sub orice formă se regăsește ea. Mesajul de azi are drept scop o mai bună înțelegere din partea autorităților, din partea decidenților, chiar a guvernului, cu privire la situația dezastruoasă în care se află dizabilitatea din România. După cum vedeți în spatele meu, acești tineri minunați, copii frumoși, membrii a unor entități specifice dizabilității, au venit astăzi aici să transmită acest mesaj de unitate, mesaj de vizibilitate, mesaj de integrare, pentru că și aceasta este o formă de integrare. Ce să vă mai spun? Doresc să transmit un ultim mesaj tuturor persoanelor cu dizabilități, în sensul de multă, multă sănătate, multă putere de muncă, dacă ne referim aici la copii, la adulți sau la aparținătorii persoanelor cu dizabilități, toți au povestea lor, toți au visurile lor, toți au aspirațiile lor. Deci în acest context nu pot decât să fiu împreună cu ei astăzi aici, împreună cu dumneavoastră și cu cititorii dumneavoastră și cu opinia publică, dar și cu societatea civilă. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Internațională a persoanelor cu dizabilități, câteva cuvinte, am văzut în jurul nostru entuziasm, am văzut emoții, am văzut o mare încredere. Cu siguranță sunt foarte multe emoții, mai ales că dorim să conștientizăm că este nevoie într-o societate democratică să fim împreună. Este nevoie să ne întindem pe mână, este nevoie să zâmbim, e nevoie să fim tot timpul alături de ei și să le întindem o mână de ajutor. Acțiunea de astăzi dorește tocmai acest lucru, să conștientizeze că aceste persoane au nevoie permanentă de ajutorul nostru, a fiecăruia dintre noi, a fiecărui plăieștean. Astăzi multe emoții, multe bucurii, mai ales că acești oameni au nevoie să fie împreună, au nevoie să fie alături de noi, au nevoie să participe la viața socială. Mulțumesc foarte mult! Întotdeauna trebuie să avem în considerare faptul că iubim, faptul că trebuie să fim alături de cei de lângă noi, trebuie să știm să fim buni și trebuie să învățăm să ajutăm. Acțiune importantă astăzi. Bună ziua! Astăzi asociația Masterpiece, împreună cu celelalte asociații, celebrează ziua mondială
a persoanelor cu dizabilități. Pentru acest lucru ne-am adunat în centrul Ploieștiului, în Parcul Titea Stănescu, pentru a conștientiza că și ceilalți care sunt cu dizabilități sunt parte din noi și trebuie să-i ajutăm, trebuie să-i înțelegem, trebuie să fim alături de ei. Ne-am adunat astăzi aici ca să putem să le arătăm că suntem alături de ei și că nu sunt singuri și de asta și facem acest flashmob în care dansăm toți împreună. Asta e interesant. Acest dans special acestei ocazii, să arătăm că suntem toți unul și unul cu toți. Mersi frumos! Și ce alte surprize mai avem pentru astăzi? După ce terminăm aici, o să mergem la Brazea, să facem și acolo încă o activitate, pentru ca să conștientizezi cei din Brazea, că și acolo sunt persoane cu disabilități și au nevoie să fie incluși în societate. Foarte, foarte frumos. Mulțumim și felicitări. Spor. Mulțumim. When we hear a certain call, when the world must come together as one, there are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are the fire that truth. You know love is all we need. We are the fire. We are the children. We are the ones. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free. As God has shown us, I turn it storm to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day. So let's start giving. Toată lumea la poze!